prima apariție a fost o poezie într-o carte editată așa, la Cobun, eram mai mult, în 1980 a apărut poezia se cheamă Gurevista. Mai încolo, în picuț, am să vă citesc poezia, de altfel singura poezie de natură patriotică pe care am scris-o în perioada aceea. Am 6 cărți publicate. Prima a fost în 2006, în septembrie, a doua în martie 2007, a treia în noiembrie 2007, în 2008 e cartea pentru copii, imagini din copilărie, pe care a urmat o perioadă în care am stat așa în așteptare, încă n-am scris. În 2014 a apărut Umbre în oglindă și în vară ultima apariție deocamdată, Crucea din suflet, o carte cu temă religioasă. Și acum pregătim alte două cărți. Poate Golgota din noi, o carte cu temă religioasă și o carte dedicată și în tema lui. Mulțumim, domnul! Mic de statură, dar mare ca valoare. Domnul Tejăreanu, dacă vorbim să... Eu ar mai trebui să spun ceva. Mulțumesc domnului primar pentru inițiativă și susținere, domnului Daniel Tejăreanu, directorul de la care a fost, colectivului de la bibliotecă, pentru susținere, că altfel concursul ăsta... E la prima ediție. Mulțumesc. Vom vedea, la anul poate va fi mai bogat. Dar domnul Tejăreanu, așa cum s-a mai spus, marcăm astăzi, de fapt, două evenimente în calendarul internațional. Primul eveniment este internațional la poezie și al doilea eveniment este legat de persoanele cu sindromul Down. Vom avea o întâlnire, un workshop mai târziu la Centrul de Informare, împreună cu Șanse Egale și Șeie și Silvanie. Aș vrea să mă refer astăzi la Ziua Internațională a Poeziei și Edgar Allan Poe spunea că poezia este creația ritmică a frumuseții în cuvinte. Așadar, noi, oameni frumoși, ne-am adunat astăzi la bibliotecă să sărbătorim această zi cum se cuvine și cum se poate altfel decât alături de George Mureșan, poetul nostru și mleoan, pe care încercăm să-l promovăm, pentru că este în viață, scrie frumos, nu trebuie să ne aducem aminte de oamenii valoroși doar după dispariția lor din viață. Așadar, iată-ne astăzi, împreună cu elevii tuturor instituțiilor de învățământ, la Biblioteca din Șimleu, la acest concurs de recitare. Eu le doresc succes participanților și sperăm că această primă ediție nu se va încheia aici și va trece peste ani și ani cu cât mai mulți participanți, cu premii importante, cu candidați și toți cei care vor vrea să se implice în astfel de evenimente. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna primar, te susceptim, susceptimul că Tănițul Caș, acum mă scuzați, până... Până vă obișnuiți. Așa! Am 14 ani. Exact, exact. Se pare că în fiecare zi este o sărbătoare, dacă ieri a fost Ziua Internațională a Fericirii, UNESCO a decretat în 1999 pe data de 21 martie ca Zi Internațională a Poeziei. Nu cred că are importanță cine vine neapărat cu o anumită idee. Întotdeauna mi-a plăcut ca valorile pe care Șimleul le-a dat să fie cunoscute, nu numai în primul rând să fie cunoscute acasă și în al doilea rând și în ultimul rând să fie, dacă se poate, cunoscute cel puțin pe plan național. Dacă am reușit cu concursul de matematică, Topan, să-i dăm o valoare, spun eu, chiar internațională, sunt convins că și astfel de manifestări care, precum cea de astăzi, vă face ca lumea să cunoască că avem un poet valoros care scrie poezie și cu ajutorul tuturor celor prezenți și în special aș vrea să-i felicit pe copiii care au acceptat această provocare, cred că ziua de astăzi va fi una reușită. Eu vă mulțumesc tuturor celor care ați reușit să faceți ca ziua asta să se întâmple și sunt convins că foarte multe poezii frumoase vom asculta astăzi recitate de elevii noștri. Thank you.
vreau să le mulțumesc celor care au avut, nu curajul neapărat, dar dorința de a participa. Pentru mine e o mare bucurie dacă 23, 24 de copii sau cât au înscris și vorbesc la concurs, au învățat una dintre poezii. Înseamnă că promovează puțin din ceea ce știu eu. De mulțumesc! Domnul primar are un băiat, Cătălin George Țurcaș. Mi-a fost foarte drag, mi-a fost cititorul nostru și mi-a rămas întipărit Cătălin. Asta este. Să vă spun și eu, în secret, învățătoarea din clasa în viața a doua îmi spunea Cătălin și nu suporta. Deci acest nume mi-a fost urât. L-am dat fiului meu. Între timp o dus să-mi placă. Da, vă mulțumesc. Între timp, am spus că am ajuns să-mi placă și da. Deci atunci... Atunci nu da, deci așa cum s-a spus, am înscris 23 de elevi de la școlile gimnaziale și liceale. Toate școlile din oraș au răspuns afirmativ. Deci e vorba de școala Silvania, Horia, Pustă și cele trei licee, Osian, Simeon Bărnuțiu și Iuliu Maniu și Batorii, îmi cer scuze, că avem o colaborare foarte frumoasă și cu școala Batorii. Așa, deci cum v-am spus, 1-4 în față și dăm bătaie, că aveți emoții și trebuie să... Da, ca orice concurs, avem un juriu. Chiar dacă data trecută l-am uitat, de data asta nu vreau să văd. Liv Elena, președinte. Vă rog să o aplaudați. Poetul nostru, George Mureșan. Doamna Nodi, Edith, de la școala de la Albert Marinela. Și Bocca Rica. Vă mulțumesc. Deci, concursul se va desfășura pe trei categorii. 1-4, 5-8 și liceele, da? De la clasele 1-4, vă rog să fiți în față toți. Deci, școala primară, da? Așa. Primul va fi Ciurar Ghehazi Andrei. Școala Pustă. Se pregătește Roz Pamela. Hai de aici. Fim aici, lângă mine, mă spune. Aici, aici. Așa. Te rog frumos. Toate poeziile sunt scrise de George Mureșan. Niște bulgări de zăpadă, frunze îngălbenite, iese sub o sărutare caldă, la luminile din cer venite. Din trupul firav se înclină spre răsărită, acolo apare un cer galben de lumină să lumineze întreaga zare. Se aude ca o șoaptă lină, un picură în cer la vale, în turaie albe de lumină, zăpadă de pereci pe cale. Dintre bulgări de zăpadă, de sus frunze îngălbenite, zâmbesc eu ce grămadă luminilor din cer venite. Roz Pamela se pregătește Gheții Marius Ciprian. Drumul literelor. De ce e atâta gălăgie? Ce e aici oarecum? Pe peticul de hârtie literele își fac drum. Înșirate își așteaptă. Rândul când revine și supiță dumaiată stau cuvintele virile. Mamă, tată, uite aici! Astăzi pot și eu scrie. Mâine pentru bunici am să scriu o poezie. Ea știu să scriu, o să scriu ce bine. Că literele mă iubesc și sunt prietene cu mine. Vreau să mulțumesc celor ce mă învață, când pot să trăiesc frumos a mea viață. Casa Lizei. Ce
de lângă casă. O vrabie și un țigoi se ceartă și nu se lasă. Eu am fost aici întâi, zice vrabia nervoasă. Hai, pleacă, în gutui, du-te, fă-ți acolo casă. Stai ușor, nu te agita, e loc pentru amândoi. Mai bine de te-ai uita, stă la pândă, în pisol. De vrei să ne apărăm de acel care pândește, ar fi bine să-l atacăm. Și ce iure se pornește, ce îi așa mare tărăboi, acolo în umbra deasă. O vrabie și un pițigoi și-au făcut aici o casă. Bravo! Bun, venit Nicolae, se pregătește Bodea Celia. Palma, ma, am palma ta, visul care l-am visat. Pune pulbere de stat să fie puțin adevărat. Am visat o altă lume pentru copiii necăjiți, unde aveau lume și acum erau fericiți. Alergau printre flori, aveau soarele în față și cerul era fărător, aveau o altă viață. Mamă, ia-o palma ta, visul meu copilăresc, pune pulbere de stea, lume, asta s-o găsesc. Bodea Celia, la Silvania, se pregătește Adelea Oana. Încă o zi. Tată Sfânt Dumnezeiesc, vreau azi să-ți mulțumesc că în bunătatea ta de plină mi-ai pus în ochi și azi lumină. Că mi-ai mai dat încă o zi sfântă în care să te pot iubi. Că mă crotești pe drumul meu, că mă ajuți când îmi e greu. Vreau ziua ție să-ți o închin, cu rugăciuni să mă alin, să ajut de pot pe cineva, să fac mereu doar voia ta. Tată Sfânt Dumnezeiesc, dă-mi zile multe să trăiesc, îndreaptă-mă dacă greșesc și lasă-mă în fiecare zi să te iubesc. Cel mai mare mincinos. Într-un sat din depărtare, unde și puricii se bată, stă unul ce treabă n-are și spune o minciună lată. Nici nu știu cum să vă spun. Se întâmpla într-o noapte, sus pe ramură de-a lung, era plin memele coapte. Zburau porcii prin vest și era așa o mare veselie, dar tu n-ai cum să-i vezi, că mi se arată doar mie. Umblau șoareci încălțați, cu opinci din colț de alun. Aveau pistoale de cărnați. Nici nu știu cum să vă spun. Voi nu credeți niciun pic și sunt așa, întors pe dos. E sigur, n-am văzut nimic, sunt cel mai mare mincinos. O, doamna primăra, se pregătește Budoi Petru. Actorul din iarnă de George Mureșan, pe un fir de iarnă plină, în grădina mea de vis, atârnă parcă îi tălugă, o gâză ce vrea un vis. S-a oprit așa din zbor, îmbătată de o lumină, se crede că e un actor sau poate o balerină. Plutește zborul din spre firul de capătie, apoi sus pe un pelin, o să cadă, dar nu știe. Lumina se întreabă, ce e zgomotul de aici? O coasă taineabă, vai, ce n-au să o strici? Petra, calabatorii, se pregătește Orchi și Rogă. Poți o lacritură, cu lăbuțele mântare, un pisoi atât de mic, se jură vină n-are, dar ce murdare pe botic? Spune, cine e vinovat? Ia, lipsește o friptură. Tu zici că nu ai luat, dar ești plin de untură. Ai să dormi afară iar, pe o rogojină veche. Ce îmi spui în zadar, tu ești studiu ureche. Învăță din nou să ceri și o să intri la căldură. De nu vrei câteva seri, vei dormi afară în jură. Robert, calabatorii. Cățelușul meu, eu am un cop de un cățeluș, jucăuș, dar fără de minte. Nu este un cățeluș de pluș. Hai, luați de acum
se va enerva, e mai rău ca patru câini. Am mai încercat el vecinul, odată aproape pe înserat, dar a simțit acolo la cinul și a umblat puțin pansat. Eu am în curte un cățeluș mic, dar fără măsură. Tu să nu crezi că de duș, că te alegi cu o mușcătură. Da, vă felicit, mulțumesc frumos celor din clasele 1-4. Vă rog să vă retrageți și vin din 5-8. Aici, vă rog, aici, aici. Deci la 5-a, 6-a, 7-a, 8-a, da? Aici, vă rog, da. Magdalena va fi prima. Magdalena, da. Bun. Deci, Magdalena, Bala Silvania, se pregătește Prian Ilaria. Albumul Camutin. De când noaptea prinde lumânări, este albumul vechi la mântire. Se aud de mult stinsele chemări, ce ne amintesc de primele iubiri. De multă vreme am bătrânit, în poze abia de să mai deslușesc chipurile celor care ne-au iubit, cei care acum iubirea o cerșesc. Stau cu minți în amintirile în care parcă n-am vrea să existe acum. Se sting așa, precum o lumânare, prisipind în noi un sfânt parfum. Și atunci, când toate sunt trecute, când nu-i mai găsim în locul lor, parcă ne amintim de zilele pierdute. Abia atunci, de ei, simțim un lucru. Se pregătește Boci Vivien. Am mai căzut o stea în memoria proiectului Teodor Topan. Am mai căzut o stea în noaptea din grave și o lacrimă ar vrea să încadă pe toate. S-a mai stins în far, în mare de cuvinte, și noaptea în zar ce tăia una minte. Am mai căzut o stea în mare de maci și știu mâine, fără ea, vom fi mai săraci. Și totuși e târziu. Vai ce târziu! Vai ce departe îmi sună acum vocea ta, de parcă între noi e moarte, ce pe amândoi ne-ar condamna. Ne-am pierdut. Și nici nu știm de va mai fi ce am înseamnă. E prea târziu să mă iubim. Nimic n-a fost adevărat. Cărarea mea se stinge în noapte, cărarea ta răsare în zi. Purtăm în noi chemări de șarte, și nici nu ne mai pot. Tu ești pierduta mea uitată, eu sunt pierdutul tău rebel. Purtăm în noi iubire moartă, purtăm speranță fără țel. Eu sunt doar visul ce te minte, amăgitor îți curg pe doar. Tu te pierzi printre cuvinte și doar cu ce minte. N-am să te chem la minte, fără să-ți vrei tu albul meu. Mi-ar fi privirea prea grea. De aceea, acum, aici, adică, aș vrea să pot să spun că nu mai știi și nu mai ce, dar e prea târziu. Dar e prea târziu. Pentru mine azi e el. Primăvara. Pe herbelia de cai albi, ce din cerul se coboară, aș veni grăbit până la tine, să te întâlnesc, primăvară. Sub viscolul de petale reci, ce ochii parcă mie în viață, aș veni la tine prima oară, să mă trezești la viață. Aș da acum iarna toată, doar o zi de primăvară, dar din ceruri, ca o roată, o herghelie albă se coboară. Bravo! În școala iusă, se pregătește ceva rumbe. Dorit, i-am suflet lumuri, ochii acoperă cu sărutii, noaptea pune în frânturi pe un de mărțișor. Ți-am dat din lume. Lângă inima ta pe aia de fost, ascunde o pulbere de stea de ținere de urmă. Niciodată fără tine nu-ți toată, ia-mă în brațe de mama, acolo unde iubirea șoaptă. Bravo!
Precum apa rece de fântână. Bravo! Felicitări,
avut cândva. Am avut cândva. Am avut și mai cândva o clipă albă de misiune, dar azi s-a rupt o stea și ce întuneric este ce. Am suflat în lumânări, intrând ușor în noapte, azi nu mai sunt călăt spre muntele de șoapte. Am avut și mai cândva o clipă albă de misiune, dar am uitat-o undeva și ce întuneric este ce. Balog Marcel de la Iuliu Maniu se pregătește neîncăiemă. Marcel, copii, gândește. Floare de rouă. Ca pe o floare de rouă, în palme am să te adun și în stele lumină nouă de dragul tău am să pun. Am să-ți deschid cerul ce dă-ți pe o altă lume și voi chema misterul să ți-l brodesc de nume. Voi colinda prin noapte, ca într-o cetate fără turn și ca o adiere de șoapte în palmea să te adun. Din roa plină de mister, în care stelele se logodesc, îți fac un vis până la cer să pot în el să te iubesc. Ești ca o floare de rouă, primită ca un dar ceresc și parcă cu petale plouă când stelele se logodesc. Minunea de a fi. Mă apropii de tine speranță, ca ce ceva aproape interzis, dincolo de tine e o dimineață, ce lumini în cer mi-a aprins. Îmi caut drumul și te găsesc, ca pe ceva aproape interzis. Îmi caut drumul pe care acum ar vrea să ajung să te găsesc. Primăvara miroasă parfum, iar... Îmi caut drumul pe care acum aș vrea să ajung până la tine. Oamenii sensibili au modificarea s-a făcut în ultimul moment și probabil îmi caut drumul pe care acum aș vrea să ajung până la tine. Primăvara miroasă parfum și noaptea naște stele în mii. Prin sufletul meu acum colindă primăvara ca o albă mireasă. Zâmbetul tău știu o să aprindă lumina să fii și mai frumoasă. Mă gândesc la tine și te găsesc în fiecare clipă ce aduce mister. Tu ești dimineața în care iubesc minunea de a fi aici pe întecele. Deci, în prima parte s-a încheiat concursul. Acum Sește primăvara ca o zână, cu un buchet de vioșei în mână. E tânără și e frumoasă, ne intră în suflet și în casă. Ce frumoasă-i primăvara și ce mult noi o îndrăgim. Mama e ca primăvara. Primăvara, cât de mult noi o iubim.
copil Iisuse, glasul că ți-am înțeles, drumul crucii, drumul crucii, suferință mi-am ales. La început era o pace, calea plină de popor, drumul crucii, drumul crucii, era dulce și ușor. Dar când a venit ispita și necazul mai târziu, drumul crucii, drumul crucii, rămăsese mai pustiu. Și din ce mergeam cu crucea, tot mai grea mi se părea, drumul crucii, drumul crucii, tot mai sus, mai sus urca. Crucea era grea și spinit, mă pătrunseră amar, drumul crucii, drumul crucii, ajunsese la calvar. Am căzut o mână dulce, ridicat umam în sus, drumul crucii, drumul crucii, mă-ntâlnise cu Iisus. El mi-a arătat Golgota, mi-a spus chinurile lui, drumul crucii, drumul crucii, el mi-a ajutat să-l zdui. Crucea-i grea, dar ce înseamnă? Eu sunt mic și nu înțeleg, drumul crucii, drumul crucii, când va fi suit întreg. Astea flori strânse în slope și mănunc le-am adunat, drumul crucii, drumul crucii, suferind l-am învățat. Drumul crucii, drumul crucii, suferind l-am învățat. Iisus Hristos a înviat. Iisuse, ia-mă lângă tine, arată-mi drumul fără nori, că noi ne amintim de tine doar în zilele de sărbători. Când ne e greu, nu ne e bine, ridicăm ochii spre cer, Doamne, îndură-te de mine și dă-ne astăzi ceea ce îți cer. Spre Golgota drumul e greu și e grea crucea din spate, Iisuse, lasă-mă să o duc și eu, că-n ia și ale mele păcate. Sus pe cruce lângă tine, să mori, Iisuse Sfânt, aș vrea, și apoi să reînviu cu tine, călzat în toată slava ta. În mine e o mare de iubire, un cer de credință luminat, e noaptea când din nemurire, Iisus Hristos a înviat.
Am învățat în libertate să ne spunem cu cântul
Deșteptându-ne eroii din crisoade îngălbenite, nicio jerfă nu-i prea mare apărând pământul din care ne vechează strămoșii mersul înainte. Am învățat la școala sfântă a demnității să ne iubim deopotrivă prezentul cu trecutul, din umbra groasă de ziduri așteptății, deasupra noastră burevista încă ține sudul. Dacii au fost viteși, dar n-au fost războinici, n-au ridicat steaguri bătând tobe de lupte, doar atunci când dușmanii, se spune în cronici, vroiau din pământul lor sfânt să se lupte. Demn urmaș ai celor care, fără teamă, cu pieptul gol și arcul înfurtau cu frunta orice furtună, jurăm la focul sacru al dragostei de țară să fim un trup și un gând în Dacia străbună. Thank you.
scrâșnind de-a noastră neputință și parcă se răscoală în noi toți că nepățarea ne ucide cu știință. Iancu al nostru plânge cu durere și în lacrimile lui răsună un cabal, în cântec se aude sfânta lui Brere. Purtați pe tine, dragul meu Argeal. Mi se coboară sfinții din calendar, gata să înceapă o nouă cruciadă, că noi ne-am pus țara în galantar pentru vântare, nimic a să se lasă. Treziți-mi voi, români, idealul sfânt, ce naște în fiecare din noi libertate, cât mai avem purtări de acest pământ, hai să le facem Sfânta Unitate. Iubiți poezia, să o iubiți în continuare, iubiți valorile locale, că aveți valori culturale, aveți valori istorice. Cum spuneam mai acum două ore, că eu nu am cunoscut prea multe despre Șimleu, dar ce am găsit aici se poate scrie un roman în sute de volume. Despre aceste locuri frumoase, pline de eroi, așa îi numesc eu, pe cei care scriu poezii și pe cei care și-au dat viața pentru această țară, nu numai pentru ei și pentru locurile unde suntem, unde trăim, ci și pentru toată România. Să fiți mândri că locuiți în aceste locuri cu asemenea personalități, cu asemenea eroi. Pentru că voi așteptați ceva și pe bună dreptate, fiecare muncă trebuie răsplătită, va urma premierea. Deci încă o dată vă mulțumesc vouă și cadrelor de la școlile de la care veniți, care au zis da fără a ezita. Deci din prima întrebare, dacă participați, ați spus da. Și vă mulțumesc. Doresc ca Biblioteca Ștercașul Luțiu să colaboreze în continuare cu instituțiile din aceste locuri. Din Șimleu Silvanii și nu numai. Vă mulțumesc încă o dată. Premiile vor fi acordate de doamna președinte Trif Elena împreună cu domnul director al Centrului Cultural Daniel Stejerean. Dar nu înainte de a ne spune câteva cuvinte, domnul director, despre desfășurarea concursului. Modul cum am desfășurat concursul. Eu aș vrea să vă felicit în primul rând ca organizator și ca inițiator ai acestei idei de a organiza concursul George Mureșan. Este, așa cum am văzut, foarte bine organizat. Instituțiile de învățământ au răspuns prompt la apelul pe care l-ați făcut. Noi ne dorim să promovăm astfel de activități și în viitor și să avem cât mai mulți participanți. Este un aspect important pe care l-am considerat necesar la nivelul orașului Șimleu să marcăm această zi internațională a poeziei, astfel la Biblioteca Orășenească și să dăm posibilitatea tinerilor ca din astfel de evenimente să ducă mai departe, generație după generație, această muncă care se află în spatele compunerii unei poezii. Așadar, ei sunt cei care au de învățat, ei sunt cei care au interpretat și au interpretat-o și merită felicitările noastre. De aceea le spunem felicitări și încercăm să-i stimulăm cu astfel de certificate, diplome, care sunt valoroase pentru viitorul lor în carieră. Eu vă mulțumesc în numele co-organizatorilor și succes pentru anii care urmează, succes în activitățile următoare. Mulțumesc. Păcat că acum eu sunt pe ultimii metri, kilometri. Așa.
Noi am limitat numărul de participanți, dar eu sunt sigură că dacă am fi lăsat să vă înscrieți, ar fi fost foarte mult. Ne-ar fi trebuit o zi întreagă. Eu așa știu că vă cunosc acum de ani de zile. Toți ați trecut pe la mine. Toți ați primit semnătura mea. Da. Și înainte să începem activitatea efectiv de premiere, aș vrea să acord un premiu special pentru că vorbim astăzi despre eroul nostru, poetul George Mureșan. Și aș vrea din partea instituțiilor organizatoare, Primăria Orașului și Muzeul Silvaniei, Biblioteca Orășenească Alexandru Ștercașu Luțiu și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică și Muzeul Silvaniei, să acordăm această diplomă de excelență domnului George Mureșan pentru contribuția remarcabilă adusă poeziei românești și pentru merite deosebite care au adus astăzi la scrierea unei file din istoria patriotismului local. Meritați felicitări și mult succes! Și pentru că peste
Aceea se cheamă un pumn de lacrimi. Are o poveste în spate, la un acasă. Iubito, am vrut ceva să-ți cumpăr. De mă dați în locul de toate. Dar le-am spus să nu mă scupăr, că ei nu dau nimic în rată. Am vrut pe mine să mă vând, să pot să-ți iau acel ceva, dar mi-am spus să stau la rând, mai sunt și alții care am vrea. Am fost chiar și la amanet, să văd ce aș putea amaneta. Aveam la mine un punct de lacrimi. Am spus că nu primesc așa ceva. În nebunia zilelor fără pe număr, aud liniștea plângând. E liniștea ce am vrut ca să te-o cumpăr, chiar dacă fi fost ca să mă vând. Iubita, am vrut ceva să-ți cumpăr și o viață întreagă am stat la rând, că nu pot mereu să te supăr și nu pot să te aud plângând. Băgați pe Prima, 1, 4. Da, nu pot să încep să vă premiez până nu vă felicit pe toți. Sunteți niște copii și tineri foarte talentați și sper să vă vedem și la edițiile următoare. Așadar, se acordă diplomă de mențiune elevului Ciurar Gehazi Andrei. Andrei. Diplomă de mențiune se acordă elevei Ros Pamela Maria. Felicitări. De asemenea, o diplomă de mențiune se acordă elevului Gal Denis Nicolae. O mențiune se acordă și elevei Bodea Celia. Și încă o mențiune mai avem pentru eleva Botnar Lăcrimioara. Premiul 3 se acordă elevului Ochiș Robert. Premiul 2 se acordă elevei Budai Petra. Felicitări. Premiul 1 se acordă elevului Decimalus Ciprian. Și de asemenea mai avem un premiul 1 pentru eleva Ardelean Luana. Da, vă mulțumesc! Dacă s-a spus cozele, cozele! Domnul, ce te vrea? Așa, voi vedeți? Copii, uitați-vă la aparat! Dacă apare cineva supărat, la mine! Că ăsta e cultat!